El e, să zicem, Bobomișu. Bobomișu n-are multă școală, de aceea e zilier pe șantier. Câștigă modest și toți banii îi investește în mâncare și bere la pet, dar mai ales în mâncare. Are o slăbiciune pentru lucruri care îngrașă. Mănâncă des. Mănâncă mult. Și cu oricine. Cu ai săi colegi de șantier. Cu soția. Cu amanta. Cu verișoara amantei. Cu turiștii străini, mâncatul mult și cu oricine, i-a dezvoltat o gravă deviație comportamentală. De-o vreme încoace, Bobomișu distruge fără discernământ produse electronice. Ai grijă cât și cu cine mănânci, că ai putea să o iei razna. Seria Actori de Reclame vă este prezentată de Cosmin Bighei. Cine dracu e Cosmin Bighei? Gata.